În primul rând, este puțin cel mai vechiul, chiar dacă este de ultimă generație, socket LGA 775. Nu o să facem o traducere fidelă în limba română a întregului text de pe ecran, ci doar o să prezentăm cele mai importante considerații. Cei care doresc amănunte pot citi în amănunțime textul din limba engleză de pe ecran. Deci acest LGA 775 este cunoscut și sub denumirea de socket T. Este un socket proiectat de Intel pentru calculatoarele de tip desktop. LGA vine de la Land Grid Array. Aceasta înseamnă o matrice de puncte ascuțite. De aceea, pentru că spre deosebire de celelalte procesoare Intel, dotate cu pin de contact, socketul având găurele în care intrau acești pin, LGA 775 nu mai are găurele, are niște pin. Aceasta este acea matrice de AC, LGA, care face această matrice, face contact prin intermediul pinilor cu contactele de pe procesor. De situația s-a inversat. Procesorul are contacte, soclul are pin. Pentru a se permite montajul, procesorul se introduce într-un suport special, acel load plate pe care îl vedeți descris acolo, și care apoi se coboară cu ajutorul unei pârghii până se face contactul între punctele de contact de pe procesor și matricea de pin din soclu. Soclul LGA 1156 este denumit așa pentru că are 1156 de pin. Este de asemenea un socket proiectat pentru procesoare de desktop. Este un succesor incompatibil al lui LGA 1155. Pe când LGA 770, pe când procesoarele de tip LGA 775 se conectau la NorBridge utilizând un front side bus, acel FSB, LGA 1156 integrează în interiorul lui facilitățile puse tradițional la dispoziție de NorBridge. Deci este un procesor mult mai dezvoltat ca 775. Ca urmare, soclul respectiv, îl vedeți în partea dreaptă, are 1156 de pin de contact, răspunzând pe deplin necesităților de manipulare ale procesorului respectiv. 1155 este un soclu care suportă procesoare de ultimă generație de tipul Sandy Bridge și Ivy Bridge. Este un soclu de tip black, i se mai spune așa, datorită culorii negre. Se pare că Intel-ul folosește acest tip de soclu de culoare neagră pentru a desemna socluri de procesoare de ultimă generație, deci foarte performante. Soclul 1366 este un soclu, un socket, destinat să înlocuiască socketul pentru LGA 775 în calculatoarele de tip high-end sau desktop-uri de performanță. Înlocuiește atât 775 cât și socketul 771 destinat către calculatoare sau pentru calculatoare de tip server. LGA 2011 se mai cheamă și socket R. Este un socket de procesor proiectat de către Intel pentru a înlocui atât 1366 cât și 1567 în calculatoare destinate segmentului de high-end desktop
și platformele server. Pentru că vi se par, bănuiesc, destul de încurcate aceste denumiri și aceste explicații, lucrurile sunt destul de simple. Procesoarele avansează, necesitățile de contact cu exteriorul avansează și ele, socheturile țin pasul. În general, Intel-ul a dezvoltat socheturile mergând în două direcții. Socheturi destinate procesoarelor tradiționale pentru calculatoarele de birou, să spunem așa, normale, și socheturi pentru servere și pentru calculatoare de tip high-end. Aici le aveți pe amândouă, deși în general în calculatoarele pe care le asamblează utilizatorul să folosesc socheturile mai simple. Procesoarele puse la dispoziție acum de către Intel. Aveți în față un slide care cuprinde imaginea unor procesoare Intel tradiționale. Este vorba de procesoarele de tip Celeron și de tip Pentium 4, valabile în urmă cu 5, 6, 7 ani. Vedeți și tranziția făcută la acel Pentium Dual Core. Aceste procesoare sunt descrise pe larg în partea a doua a prezentării noastre, care o regăsiți pe canalul Școlarizare. Aici avem imaginile, fotografiile unor procesoare Intel de ultimă generație, în special cele din seria i, i3, i5, i7 și din seria Ivy Bridge și Sandy Bridge, care sunt descrise ulterior. Procesoarele sunt calificate prin, în funcție de performanță, exact ca la pensiunile turistice, cu o stea, cu două, cu trei, e merg mai departe, cu patru, cu cinci. Ne ocupăm acum de procesoarele cele mai simple, cele mai ieftine, stea. În primul rând, Celeronul. Celeronul este o marcă înregistrată de corporația Intel, dată unor procesoare de început, compatibile cu arhitectura x86, și destinate în special pentru calculatoarele, cum spuneai, cu buget redus, adică ieftine. Spre deosebire de procesoarele Pentium, Celeronul are configurația din interior amputată în unele privințe și ne referim aici în primul rând la memoria cache, care este redusă la jumătate. Nu numai acesta este însă aspectul principal. Pentru calculatoare destinate aplicațiilor de birou, Office-ul în general, sunt însă niște procesoare foarte bune. Aveți aici gama de procesoare Celeron, care au început să fie produse din 98 până în prezent. Este vorba de gama modernă de procesoare Celeron, cu soclurile în care pot fi utilizate. Trecem acum la procesoare de două stele și aici avem în primul rând marca Pentium, aparținând firmei Intel. Sunt de asemenea procesoare compatibile cu arhitectura x86. Se află undeva între procesoarele Celeron cele mai bune, dar sub procesoarele din seria Itanium cele mai slăbuțe. Pentium, pentru cei care nu cunosc istoria acestei mărci, este numele dat de Intel unei game de procesoare, nume dat pentru a se proteja în primul rând de asaltul AMD, care copia fidel terminațiile Intel 386, 486, 586. În momentul în care Intel a făcut saltul la 486 pentru a nu mai permite aceste confuzii de nume și a branduit, cum spunem noi, noul procesor cu denumirea Pentium, al cincilea, deci după 486. Și așa a rămas până acum.
De asemenea, avem aici gama completă de procesoare Pentium și încep acum familiile de procesoare care poate că au mai puțină importanță pentru dumneavoastră, având în vedere că sunt procesoare mai vechi. Sigur, se mai găsesc. Acum 4-5 ani încă erau în floare. Dar pentru istorie am dorit să vi le prezentăm și pe acestea. Este vorba în primul rând de procesorul Pentium M, apoi Pentium D, care are ca particularitate în primul rând că se referă la un nucleu de procesor de tipul dual core. Urmează apoi familia de procesoare cu denumirea genetică Intel Core. Aici, în prezentarea noastră, aveți caracteristicile tehnice ale fiecărui model din această gamă. Dorim însă să atragem în mod deosebit atenția asupra unei confuzii foarte mari între dual core, de pildă, și Intel Core. Core este o tehnologie de fabricație. După gama Celeron, după gama Pentium, a venit gama Core, așa numit Intel. Din gama Core s-au produs atât procesoare cu un singur nucleu, cum a fost Core Solo, sau procesoare cu două nuclee, cum a fost Core Duo. După gama Core a urmat gama Core 2, care nici aceasta nu are nimic de a face cu numărul de nuclee. Așa au apărut procesoare Core 2 Solo, așa cum au apărut procesoare Core 2 Duo sau Core 2 Quad. Spunem aceasta pentru că, de pildă, s-ar putea să găsiți un procesor sau un calculator dotat cu un procesor pe care scrie Intel Core 2. Acesta nu este un procesor cu două nuclee, este un procesor aparținând gamei tehnologice Core 2. Sigur, superior ca performanță lui Core, dar nu înseamnă că 2-ul acela din coadă înseamnă numărul de nuclee. Aveți un tabel recapitulativ pe o perioadă de 5 ani, între 2006 și 2011, în care se vede cum au evoluat aceste procesoare. Observați sus, pe prima poziție, că avem un Core Solo și pe a treia poziție avem un Core 2 Solo. Core 2 Solo este un procesor nu cu două nuclee, ci cu un singur nucleu. Așa cum avem, de pildă, pe poziția numărul 5, Core 2 Quad, un procesor din gama Core 2 cu 4 nuclee. Urmează acum, în prezentarea noastră, caracteristicile tehnice ale arhitecturii acestor procesoare. Cei interesați, sigur, le pot parcurge în amănunt. Ce este mai important este că, spre deosebire de Intel Core, Intel Core 2 este un procesor din start pe 64 de biți. Deci nu mai este vorba de o arhitectură pe 32 de biți. Sigur, mai sunt amănunte tehnice între varianta Core și varianta Core 2, care le diferențiază, dar în principal, lucrul care le deosebește este această trecere de la 32 de biți pe 64 de biți. Trecem acum peste variantele constructive, Core 2 Solo, Core 2 Duo, gama de Duo foarte mare, Core 2 Quad pentru amatorii de performanță și pentru cei amatori de performanță așa la înalt nivel, Core 2 Extreme Edition. Dorim să mai atragem atenția asupra unui lucru.
Dacă avem un procesor cu două nuclee sau cu patru nuclee, care merge de pildă la o frecvență, să zicem, de 3 GHz, nu înseamnă că un procesor cu două nuclee echivalează cu un procesor cu un nucleu la 6 kHz. Deci nu se obține așa performanța finală. Performanța finală este în general mai redusă, uneori mult mai redusă decât simpla multiplicare a numărului de nuclee cu frecvența de referință. Aceasta este prima observație. A doua observație este că pentru a folosi un procesor la adevărata lui putere, trebuie să folosim și softul adecvat. Așa cum, de pildă, nu putem să avem un procesor Intel Pentium simplu pe care să rulăm un Windows 7, nu că nu s-ar putea, dar Windows 7 are în el facilități pentru noua gamă de procesoare cu două sau cu patru nuclee. Deci nu putem să rulăm pe un procesor vechi un sistem de operare nou pentru că avem o scădere, o lipsă de performanță. Invers, nu putem să ne cumpărăm un procesor Core 2 Extreme Edition sau Quad pe care să rulăm XP-ul. Nu că nu s-ar putea. XP-ul merge. Observăm chiar o creștere, să spunem, de performanță. Dar dacă XP-ul, un SP3, să spunem, vede decât procesoare cu două nuclee, degeaba îl pun pe unul cu patru nuclee, de pildă. Deci trebuie să urmărim că atunci când ne cumpărăm un procesor de înaltă performanță, multinucleu în general, să rulăm și versiunea corespunzătoare de soft. Pentru amatorii de, eu știu așa, de chestii deosebite, insolite, poți să încerci, de pildă, să ruleze și DOS-ul pe un quad. Merge, fără niciun fel de probleme. Deci se poate încărca DOS-ul. Dar vă dați seama cu ce rezultat. Trecem acum la procesoarele de 3 stele Intel. Este vorba de noua familie de tipul i3, i5, i7. Foarte interesant este faptul că dacă la început, în urmă să zicem cu 10 ani, firmele și AMD și Intel debutau cu procesoare mai performante pentru calculatoare de tip desktop, pe care le portau apoi pe mobile, de data aceasta lucrurile s-au inversat. Aceste procesoare de tip i3, i5, i7 au fost dezvoltate în primul rând pentru mobile de performanță și apoi s-a scos varianta lor pe desktop. Deci 3 stele înseamnă i3, 4 stele înseamnă i5 și 5 stele înseamnă i7. Acest procesor i7 este un procesor foarte puternic, utilizând așa numită arhitectură Sandy Bridge. Este o arhitectură internă de tip nou, dezvoltate pentru consumatorul pretențios din ziua de astăzi. Aveți în față toată gama de tipul Core i7. Vă rog să remarcați, în primul rând, puterea, consumul extraordinar pe care l-au avut la început aceste procesoare. Deci au debutat cu niște consumuri de 130W pe soclu LGA 1366, urmând apoi pe soclu 1156 să scadă până la 55W. A fost de fapt o perioadă în care Intel-ul a și pierdut teren în lupta cu AMD, venind pe piață cu aceste procesoare de consum extrem de mare, care necesita și o răcire extrem de accentuată. Arhitectura aceasta internă numită Sandy Bridge a fost introdusă în 2011, este caracteristică pentru noile procesoare de tip i3, i5, i7. Atenție, există variante i3, i5, i7
fără această arhitectură, aceea de început. Le găsim aici diferențiate. O observație. Uitați-vă consumul extrem de redus al acestei microarhitecturi. Pe un soclu LGA 1155 s-a ajuns să se consume 35 de W de către un i3. Mai mult de, reducerea mai mult decât jumătate. Un Core i5 pe aceeași, pe același soclu, între 35 și 45 de W. Și un Core i7 pentru același soclu este adevărat între 55 și 95 de W. Dar gândindu-ne cum s-a plecat pentru un i3 de la 120 de W, consumul este mai mult decât, reducerea de consum este mai mult decât semnificativ. Hai să trecem acum la concurentul Intelului și anume AMD-ul. Socheturile sunt net diferite față de cele de la Intel. Este în primul rând vechiul, vestitul și foarte utilizatul soclu AM2. De ce? Pentru că era destinat atât procesoarelor simple de tipul Sempron, cât și atlanelor de 64 de biți cu două nuclee. A fost un soclu care a stat foarte mult timp pe piață, fiind lansat în 2006 și încă în 2010-2011 se mai vindeau plăci cu acest soclu. Varianta lui ulterioară este AM2 Plus. Acest AM2 Plus se deosebește de predecesor prin faptul că suportă și noile procesoare de tip Phenom, alături de Athlonul de 64 dual core. Este un soclu, acest AM2 Plus, destinat procesoarelor de performanță. Nu putem să punem un Sempron pe el. Deci în momentul în care doriți, de pildă, să vă faceți un calculator dotat cu procesoare AMD de înaltă performanță, nu chiar ultimul răgne, pentru că costă acestea, dar bune, ne gândim la o placă dotată cu AM2 Plus, nu cu AM2 simplu. AM2 simplu este pentru procesoarele comune, Sempron, Athlon. Sigur, există, apărut pe piață modernizări ale vechiului, fidelului și destul de performantului procesor Sempron. Este vorba de aceste Semprane 140, 145, 150. S-a făcut o încercare de reunificare a lui AM2 cu AM2 Plus și a rezultat acest AM3 socket, care, dacă vă uitați bine, permite montarea sau utilizarea atât a procesoarelor mai vechi și mai slăbuțe de tip Sempron, cât și a ultimilor Phenom 2. O alegere foarte bună, acest AM3 socket. Acum, pentru că trebuia să dea și AMD un black socket, chiar este de culoare neagră, avem un AM3 Plus. Este acel vestit socket black pentru amatorii de senzații tari, deci pentru procesoare AMD cu 4, cu 6 și chiar 8 nuclee. Este vorba de acel Core Black Edition, un fel de nec plus ultra de nu se poate mai mult a soclului AM3 Plus. A apărut în 2011. Deși există elemente distinctive pe care ați putea să le urmăriți în momentul în care căutați existența unui astfel de soclu pe o placă, vă dau numai două. În partea de sus scrie AM3B, nu AM3 Plus, și culoarea este neagră. După care îl luați mai în amănunt și o să vă convingeți că este vorba de un astfel de soclu.
Cu alte cuvinte, cu AMD-ul lucrurile sunt mai ușoare. Avem AM2, AM2 Plus, AM3, AM3 Plus, Black Edition și procesoarele. Aveți aici gama de calculatoare de tipul AMD de ultimă generație. Acest AMD 64 Technology pe care o vedeți nu înseamnă că se rulează pe ea numai soft pe 64 de biți. Este vorba de o gamă de de procesoare compatibile x86, deci putem să rulăm pe ea și soft de 32 de biți și soft de 64 de biți. Deci această gamă AMD 64 permite rulajul unor sisteme de operare mergând de la XP până la i7. Bănuiesc că și variantele mai vechi de Windows merg pe el. Aveți îmbunătățirile care sunt realizate de către fabricant pentru această gamă de procesoare. Multe dintre ele nu sunt extraordinar de semnificative, dau însă bine la vânzare și l-a pus pe listă. Iată cum au evoluat procesoarele de tip AMD din punct de vedere al înfățișării exterioare. În stânga sus un Athlon 64, în stânga jos un Phenom, în dreapta sus un Sempron. Observați că dacă de la Sempron până la Athlon, până la Phenom, înfățișarea, aspectul exterior al procesorului este mult mai omogen, permițând soluții de răcire omogene, sigur, de randamente diferite, însă din punct de vedere tehnic, tranziția este mult mai ușoară. Putem să mai întrebuințăm un cooler, putem să mai întrebuințăm un radiator. Se trece în revistă acum principalele game de procesoare AMD, în primul rând cele ieftine, cele populare de tipul Sempron. Acum poate că această diagramă nu spune prea multe, dar nu numai gurile rele, ci și avizații spun că Sempronul nu este altceva decât un Athlon amputat voluntar de către fabricant. Pentru a da bine pe raft, de fapt se scot atloane care după aceea, prin întreruperea unui circuit, se transformă în semproane, în procesoare cu o putere mai redusă, cam între 40-60%. Mai nou, această amputație nici nu se mai face hard prin întreruperea unui simplu circuit, ci soft, prin blocarea în codul, în microarhitectura procesorului, a unei secvențe de instrucțiuni. Din această cauză, placa noastră fermecată pe care am prezentat-o la început, acel N68C liniuță SUCC, permite printr-o singură activare a unui parametru de BIOS deblocarea procesorului și transformarea unui Sempron simplu într-un Athlon 2 dual core. Din experiența personală, aceste Semproane sunt procesoare foarte bune pentru aplicațiile de birou, de mare încredere și care lucrează foarte rece. Rar depășesc 40-45 de grade. Nu avem niciun argument dacă dorim să utilizăm doar un Nixel Nord, să luăm un procesor mai scump și mai puternic decât acesta. Vin apoi atloanele, în special varianta nouă de procesor Athlon, varianta second, varianta aceasta Athlon 2, procesoare de uș general. Merg foarte bine și la aplicații multimedia de performanțe mai reduse, se mai fac și niște filme cu ajutorul lor. Lucrăm deci pe multimedia, nu atât de bine cât lucrăm pe un Intel, dar totuși lucrează. Repetăm, sunt mai ieftine, se găsesc mai ușor, sunt mai simplu de montat și de utilizat și sunt de încredere.
comparațiile, observații în momentul în care a apărut acel quad-core făcut de Athlon, s-a pornit tot de la o putere foarte mare de circa 100 de W, ajungându-se pe un soclu AM3 la 45 de W în prezent. Deci ambii producători au mers umăr la umăr încercând să reducă consumul de energie și au reușit. Practic, de la primele modele, consumul actual de energie variază între 30 și 50%. Să nu uităm, văzând aceste tabele, că firma AMD a ieșit pe piață înaintea firmei Intel cu un procesor dual-core. Așa cum a ieșit pe piață, dacă nu înainte, în același timp, cu un procesor triple-core, marcând o eră de 2-3 ani, cam după 2005-2006, în care firma AMD chiar a reușit să depășească la vânzări firma Intel pe foarte multe segmente. După care, întrucât a făcut prostia să crească prețul aliniindu-le la concurenta Intel, Intel-ul a recuperat din decalaj și acum iară se pare că este pe primul loc la vânzări. Are și AMD-ul campionii lui de viteză, sunt aceste fenoame cu 6 coruri, cu 6 nuclee. Repetăm, ca să utilizezi pe deplin un astfel de procesor, îți trebuie și softul adecvat. Adică îți trebuie, de pildă, dacă faci proiectare în AutoCAD, ultima versiune de AutoCAD care poate să utilizeze niște facilități. Ultima versiune de sistem de operare, Windows 7, Windows 8. Nu putem să compromitem performanța generală utilizând un procesor quad-core, 8-core, să spunem, cu un procesor de modă veche sau cu un software învechit. Chit că merge, dar nu folosește toate facilitățile de tip multicore ale procesorului nostru. Aveți aici, la fel, enumerate toate facilitățile. Vă rog să observați la mijloc acele AMD Phenom Black Edition, cu un consum ajungând la 125 W pentru unele dintre ele. Ați dori să vă luați un AMD FX 8 Core Processor Black Edition? Da, dar a trebuit să scoateți câțiva bani din buzunar. Ca de 6 ori mai mult decât ați da pe un simplu Athlon. Pentru un calculator modest, dar la locul lui, care stă bine pe birou. La fel comparații, la fel mesaje de promovare de noi tehnologii. Foarte multe însă dintre aceste noi tehnologii se referă la ajustarea automată a consumului de energie. Și Intel-ul și AMD se bat în ultimii ani cu consumul de energie, dat în primul rând de numărul impresionant la care s-a ajuns de nuclee. Sunt variante diferite de sezizare în momentelor în care procesorul este liber și coborârea vitezei procesorului, de chiar suspendarea activității lui pentru a se economisi consumul respectiv. Le găsiți aici pe toate. Și este vorba în final de noua gamă Fusion a lui AMD, care rezultă în principal din preluarea de către procesor a tuturor, sau mă rog, a celei mai mari părți de prelucrare, aparținând plăcii grafice. Practic, procesorul nostru merge cu două nuclee, un nucleu tradițional și un nucleu grafic. Să nu uităm că AMD a cumpărat firma ATI și
a cumpărat cu acest prilej toate brevetele existente de placă grafică, pe care le-a transpus într-un procesor. Ca urmare, în momentul în care avem un astfel de procesor, reducem foarte mult cerințele pentru placa grafică care este montată pe calculatorul nostru. În special trebuie să urmărim acest lucru pentru laptopuri, care de cele mai multe ori rămân numai cu performanța grafică dată de placă sau cu cea dată de procesor. Aveți aici o prezentare mai mult decât elocventă a acestei game. Deci, se integrează într-o pastilă, cum este acel AMD 350 din dreapta, facilități de procesor propriu-zis, dual core CPU, cu facilitățile Norbridge-ului și cu facilitățile unei plăci grafice. Și rezultă un procesor foarte bun demontat într-un laptop care consumă 18 W și care le suplinește pe toate trei. Aveți aici la fel un tabel comparativ, îl puteți studia în liniște, puteți pune prezentarea pe stop și vă uita întotdeauna la el. Și am terminat. Acesta este dublajul pe care l-am promis categoric. Are unele scăpări, dar a fost făcut la cald, la prima vedere, așa că vă rugăm să fiți blânzi cu comentariile dumneavoastră. Oricum, vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit.